dragi concurenți, stimați profesori coordonatori, onorat juriu, onorat public, fiți bineveniți la cea de-a cincea ediție a Festivalului Concurs Interjudețean în lumea teatrului. Festivalul se desfășoară într-un cadru omagial și anume împlinirea 184 de ani de la înființarea unei școli străvechi a județului, Școala Gimnazială Vasile Alexandrii din Roman, școală care este inițiatoarea și coordonatoarea acestui proiect. De-a lungul celor 5 ediții s-au perindat pe această scenă școli ale județului Neamț și județului Galați. Ne-au fost aproape parteneri dragi și fideli Casa de Cultură din Roman, Primăria Municipiului Roman, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Școala Dimitrie Sturza din Tecuci și televiziunea Roman TV 24 online, televiziune care transmite activitatea de astăzi în direct. Aceasta înseamnă că trebuie să fim la înălțime, așa cum am fost întotdeauna. Am descoperit de-a lungul celor 5 ani elevi foarte talentați și regizori, profesori foarte pasionați de arta dramatică. De aceea, spectacolele au fost apreciate la nivelul Ministerului, astfel încât festivalul a fost inclus și anul acesta în calendarul activităților extra-regionale ale Ministerului. Vă mulțumim tuturor și vă asigurăm de înalta noastră considerație. Festivalul se desfășoară pe două secțiuni pe care le cunoașteți, secțiunea scenetă și secțiunea monolog. Vor fi invers, monolog și scenetă, da. În prezentarea de Andrei o să observați acest lucru. Componența juriului este următoarea. Domnul profesor dr. Gheorghe Brânzei, profesor de limbă și literatură română, inspector școlar al Inspectoratului Școlar. Doamna Marcela Ursu, director al Casei de Cultură din Roman, care îi mulțumim în mod deosebit pentru că anual este foarte ospitalieră și generoasă și ne oferă cadrul în care se desfășoară acest festival. Domnul Alexandru Lezeu, actor al Teatrului Dan Alexandrescu din Roman. Campău, director al Școlii Gimnaziale Vasile Alexandrii, școala coordonatoare a proiectului. Vă las acum în compania Diandrei Bancu, anfitrioana festivalului, care va invita în scenă pe mici actori. Diandra Bancu este o vedetă a școlii noastre și nu numai, pe care cu siguranță o recunoașteți toți. A fost finalistă la Next Star și nu doar finalistă, ci clasată pe locul al doilea, la un pas de a câștiga Next Star. Și nu doar atât o recomandă pe Diandra, ci nenumărate concursuri naționale și internaționale la care a participat. De aceea ne-a făcut onoarea să prezinte acest festival. Tuturor mult succes! Și a păstrat o liniște desăvârșită în sala, așa cum ați făcut-o întotdeauna, și să mă închideți telefoanele mobile pentru a nu deranja jocul actorilor. Vă mulțumim, succes încă o dată! Bună ziua și bine m-am găsit! Vom începe cu secțiunea monolog. Diana Grumezescu, eleva școlii gimnaziale Mihai Eminescu din Roman, va interpreta monologul Ah, mitică, de Mihai Maximiliar. Profesor coordonator, doamna Ana Maria Băietani. Diana! De când am luat, mereu citesc și caut an de an, dar
deloc acel roman. Mi-am spus, e Don Quixote, de la chip și caracter. Dar vei fi de deosebit de bravul cavaler, căci el nu Dulcinei dă dovadă de curaj, ci tot cu Rosinanta stă s-o mângâie în garaj. N-o fie de nici o carte, dar mi-e drag Mitică foarte, căci Mitică e Mitică. Nu-i ceotești, nu-i ceotești, că nu-i soare și nici soare, că nici mare, nici mare, că nu-i dobre și nici dobre, că nu-i Romeo, nu-i Romica. Dar e bun și eu nu vreau nici să zic și nici să-l dau. Dar dacă el ar fi Samson, Dalila, aș fi eu să-l tun când vreau să-l cânțesc pe bărbățelul meu. Dar vezi, Mitică n-are păr să atârne la cântar decât să-l tun, mai bine iau splendoarea de ochelari. N-o fie de nici o carte, dar mi-e drag Mitică foarte, că e tandru și nu vrea nici să-l schimb și nici să-l dau. Dar dacă el ar fi Otelo, Dalila, dar dacă el ar fi Samson, Dalila, aș fi eu. Mi-am spus, e Don Quixote, leit la chip și caracter, dar vezi, Mitică-i deosebit de bravul cavaler, căci el nu Dulcinei dă dovadă de curaj, ci tot cu Rosinanta stă s-o mânc. N-o fie de nici o carte, dar mi-e drag Mitică foarte, căci Mitică e Mitică. Nu-i Georgești, nici Georgică, nu-i Sorici, nici Sorică, nici Mare, nici Mare, nică, nu-i Dobrici, nici Dobrică. Dar e bun și eu nu vreau nici să-l schimb și nici să-l dau. Făcând apel și la folclor, am dat de făt frumos și am zis, Mitică, e la fel înalt și curajos. Dar cum să-l pui să dau minț meu când el de sărbători n-a vrut să taie un vulcan și ăla din cuptor? N-o fie de nici o carte, dar mi-e drag Mitică foarte, că-i frumos nici mare-s meu, dar Mitică și al meu. Și cu Romeo să compar ar fi foarte frumos, dar vezi, Mitică-i deosebit de bravul cavaler, căci el... Și cu Romeo să compar ar fi foarte frumos, dar pentru scara din balcon am un amendament. Cu scările, Mitica meu e foarte circumspect. O lună în stradă ar dormi când liftul e defect. N-o fie din nici o carte, dar mi-e drag Mitică foarte, că e tandru și nu vreau nici să schimb și nici să-l dau. Monologul Cât o Neghină, de Emil Gârleanu, va fi interpretat de către Miruna Sobec, eleva a școlii gimnaziale Vasile Alexandri din Roman, profesor coordonator doamna Laura Ciobanu. Miruna! Nu trebuie să fii cât un munte de mare ca să poți judeca, ci dacă ai fi cât o neghină, oricât un fel de col, și ai căpșorul tău sclipirea dumnezească ce cuprinde lumea, ți-ai ajuns, știi ce ești, de unde vii și încotro trebuie să te îndrepți. Gândirea aceasta e o spusă încredare unică. Și spusa muncitoare apoi, pui trase apoi de o ureche și ieșise pe alta. De-abia văzuse de câteva zile lumina soarei, pământul, florile, iar în iarbă i s-au părut și toate murarei. Dar când a întins aripioare și a zicat, gândi că poate să se facă aia. Când apoi m-a văzut iscofită pe o boxeală, pe o frunză, atunci când întâia dată a cunoscut greu și spuse bunicii din urmă.
Monologul. Așa. Să revedem. Dar când am să iau de la... Dar când a întins aripioarele șase brațe, mirându-se că poate să se bată aerul, când apoi a căzut istovită pe oboseală pe o frunză, atunci, întâia dată, a cunoscut greul. Și spusele bunicii îi vine în minte. Ce era? O gângaie mică, fără strălucire, rotundă, ca o sămânță. De unde venea? Iadă! Ia aminte că se trezise sub pălăriza lui bunicii. Dar încotro se îndrepta. Ei, asta va greul. S-a scoborât de frunză și a apucat să caute cu locul mica. Și au întâlnit alte furnici, dar grăbite. Furnicile nu prea stau ele de vorbă. Furnicile nu prea stau de vorbă. A mers mult și altă gândire n-a mai auzit. Înțelepciunea e rară, se gândea viața din gaie. Se gândea viața din gaie. Iar mi-o picat emoțiile, oh! Rebecca Mihoc, eleva școlii gimnaziale Vasile Alexandridi Roman, sub îndrumarea doamnei Liliana Moldoveanu, va interpreta monologul Sunt eu răsfățată? Rebecca! Minolane Chifor, eleva școlii gimnaziale Dimitrie Sturza din Tecuci, sub îndrumarea doamnei Claudia Ghica, va interpreta monologul Gospodină prin telefon. Minola!
spun pe dragă. Aș găti 10 ori de legume și un pui cu mânjei și nu știu cum să încep. Să facă de ciorbă, nu? Ei, păi asta m-am gândit și eu. Mamă, da, legumele sunt sorite. Cum le faci acum? Cu apă? E sigură? Ascultă, n-aș vrea să mă faci de râs. E primul meu plus pe care îl gătesc și așteaptă-mă cum. Și... Mamă! Stai, să-l dau legumele. Ce mă fac eu acum? Să aștept? A, vin ele singure înapoi, dar nu știu. Vai, dacă bine merge înainte. Zău? Și ce să mai pun eu acum? Aha. Un ou? Așteptă-mă tu o clipă să-l scur. Alo? Mamă, l-am pus. Să-ți zic ceva. Eram cât pe aici să-l sparg. Ce să fac? Să-l scot repede la pun? Dici! Trebuia numai bebenușul. Atunci așteptă-mă tu o clipă să-l scot un momențel, un momențel. Alo? Mamă, l-am scos. Să-l spart? Cum să spart eu drag acum? Auzi? Aș încerca să-l spart cu spărgătură de râs, dar nu cred că îmi cape. Da. Poftim? De colțul vieții, dar nu te-ai dat mai ale masă rotundă. Se poate sparge un... Vai, nu că l-am pus. Draga mea, spune-i un gălbenușul e... Ce gălbenu? O să-l pun în ceva? Da, o fi igienic, ne mulinesc așa de pe covor, dar... Sigur că da. Să iau altul? Și așa e rețeta? Da, o să iau altul. Așa... Alo? Așa și ce trebuie să mai pun? Un cățel? Văi, dar e ceva de legume, mamă, cum să... Aaa, de usturoi! Păi ce mă zăpăcești cu pe mine, tu de-aia mă zăpăcești. Numai un moment să pun un cățel de usturoi și acum ce-acum... Mamă! Fuzi! Nu știu ce-i da... Fuzi! Aaa, dar ce așa? Fuzi e complet de apă? Aaa, păi apă nu e de mult. Ce să fac? La gunoi, cu totul și sare. Când mai pun? Aaa, să nu mai... Mai fac nici ciorba? Păi stai un moment că mă apuc eu să fac fui. Păi nu fac eu fui acum. Va să zic că să-l plimbă întâi prin nou, pe urmă prin nu știu, pe pesnet. Ei, l-aș plimba eu, dar ar fi nostru. Nu pot să ies acum așa. Sunt încă pot, dragă, mă jenez. Aaa, să-l tăvălesc. Aaa, păi tăvălesc-o, asta e cu totul altceva. Așteaptă un moment că vreau să-l tăvălesc puțin. Mamă, l-am tăvălit prin nou și prin unt, dar pe vezi nu se lasă, mă ciupește! Ioana Tatiana Andrei, eleva școlii gimnaziale Nicolae Apostol din Ruginoasa, va interpreta monologul despre densitate de Ion Dian. Profesor coordonator, doamna Irina Nastasă. Ioana! Ce-a
densitatea nu înseamnă... Densitatea se întâlnește! Cu cine se întâlnește? Cu cine se întâlnește? Nu se întâlnește cu nimeni. Noi îl întâlnim pe ea. Pe câmp. Sau omenii pe ăsta, pe pământ, adică pe dos. Pe câmp se procedează astfel. Luăm un hectar de teren cultivat, să zicem, cu poduri. Și numărăm fiecare trunchi de poduri. Adică, nu trunchi, lujer. Numărăm fiecare lujer de porumb. Și astfel, aflăm densitatea de plante la hectar. Tot așa, da. Tot așa, mai puteam proceda și cu cu dozor. Mai putem afla densitatea de populație dintr-un sat. Deci, măsurăm satul și avem grijă să nu rămână ceva nemăsurat. Și apoi numărăm fiecare cap de ou. Avem grijă să nu rămână nimic nenumărat. Și astfel aflăm cu exactitate, dacă n-am greșit de la calcule, că se mai întâmplă, densitatea de oameni pe kilometru pătrat. Tot așa, mai putem afla densitatea de oameni pe metru pătrat. De exemplu, când intră cineva străin la noi în clasă și noi nu ne ridicăm picioare și ne uităm așa, păi așa, ca vițelul la poartă nouă, dacă numărăm repede fiecare elev din clasă, păi putem afla densitatea de curăcască de la noi din clasă. Tot așa, dacă ne uităm în catalog, putem afla densitatea lui 8, 9, 10. Da, e adevărat, sunt mai mulți de 3, de 4 și de 5. Da, dar să știți că ea se mai putem de atunci marinesc. Da, uitați marinesc, să ascunde cult. Cum adică niciunul nu fa mai bine la capitolul ăsta cu densitatea? Dar eu am dat un exemplu. Ajunge unul, nu? Mai bine. Mai bine ne uităm caietul și Ioanei Petrescu. Vai, ce lipsă de densitate e acolo! O lipsă imensă de densitate de semne, de punctuație. Dar de când a dat-o în patru, e în stare să pună punctul și pe Y. Și am avut de pregătit pentru azi. Păi eu... Pentru azi am avut o temă dată de domnul diriginte. Ne-a spus să aflăm densitatea de păr, de capul lui Iulian Pancea. Bine, am aflat. Da, ne-a ajutat și tatăl lui ca să o stabilim cu exactitate. La tuns. Și iată ce am aflat. Ion are o densitate de păr de un bebec și un sfert de cap de Iulian. Da, domnule profesor, să ne întoarcem la mâine noastre. Păi eu m-aș cam duce să le dau, că vezi cum o să se adune densitatea de întrebări pe capul meu. Vedeta școlii gimnaziale Vasile Alexandrii din Roman, finalistă la Next Start în 2014, Diandra Bancu, va interpreta piesa Leliță Săftiță de Anton Pan. Diandra! Mulțumesc! Săftiță, auzi de culiță, dar dacă auzi, de ce nu răspunzi? Că întâiași tată, azi e îmbrăcată și de nu mă crezi, deschide și o vezi. Thank you.
am ajuns. Spre și oara-n pică, jubelușa-n strică, lume de jubea care vremenea. Așteată, azi e îmbrăcată și de nu mă crezi, deschide și-o vezi. Du-te, du-te, neică, du-te de te culcă, nu mai sta în drum, că nu poți acum. Du-te că e noapte, să n-auză șoapte, că e mai de noi, de noi amândoi. Una scenetă. Trupa Generația 21 de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Roman va prezenta scenetele Primarul Activ și Cititorul de Contor de Dan Mihăescu, profesor coordonator doamna Ana Maria Băietanu. Trupa Generația 21! Crește! Bă, te ții de om ca boala de omul sănătos!
Doamne, n-ai niște măcuri. Da, rădios. Ilie, stai puțin, că mai am încă ceva. Țârcădău! Ai! Țârcădău! Să nu te pic că vii pe coș, că pun benzină! Aole! E mare, dar și mult prea scumpă pentru noi. Bună, gasolină! Bun și are. Deci, Ilie, așa rămâne. Tu, eu pe ea și tu pe ea. Știu, mă, treabă, că n-ai ce să-i. Pleacă-mă de aici, pe rău!
Noi, Zuica, Eca! Ai găsit-o? Da! De unde l-am Vaza de la cumătru. Asta e bun. E bun. La noi, Zuica, Eca, Pepsi, la dumneavoastră acasă. S-a filmat? Da, 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 da. Bun, hai, luați și voi! Nu, 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 ia, nu, ia tot! Am așa mai bine? Da? Dă-i și spun cu mine, o să mă ajute. Așa frumos. Ia, dă-i să silențios. Generația 21 de la școala gimnazială Mihai Eminescu din Roman va prezenta sceneta Cititorul de contor de Dan Mihăescu, profesor coordonator doamna Ana Maria Boetanu. Generația 21! Și
Și după aceea ce faci? Ce să fac? Vă spun 15 kW, cât e aici. Vai, 15 kW? Păi dar ce face puternică ai? Să vedeți cum mă prietez. Școala gimnazială Vasile Alexandrii din Roman. Profesor coordonator, doamna Liliana Moldoveanu. Alcar! Ce s-a întâmplat? Mă mai întreb ce s-a întâmplat?
școală? Mică. Nu l-ați copiat pe caiet de 75? Nu l-ați învățat pe din afară, în ora de educație? Ce scrie în afiș? Zamfirescu! Ei, ce căuți la gara Zamfirescu? Taci! Să răspundă? Ce să răspundă? Poți să-mi răspunde! Ce căuți aici? De ce ai venit? Mama... Junior de la liceul cu program sportiv Piatra Neamț va prezenta sceneta Ursul de Anton Pavlovici Cehov, profesor coordonator doamna Mădălina Vornicu. Chip Up Junior! Viața mea s-a sfârșit. El e în groapă, iar eu m-am mutat în capul meu.
Ei, poftim, auzi, vorba, Nicolae Mihai Cuticeanu, nu mai e nimic, nu mai e nimic de tot. Fii țără la ușor acolo unde e. A spus că te-a spus. Părerea are și eu în sfârșit. Vă dar nu o să plăreți să-l jeliți toată viața. Ați uitat și de vecin. Nici dumneavoastră nu vă mai duceți până aici, dar nici pe ei nu vreți să-l primiți. Ei, coliță, coliță, sunteți tânără, frumoasă, albă și roză. Să vă bucurați de viață. Să știți că frumusețea nu țină o veșnicie. Încă vreo 10 ani și să vreți să treceți pe stradă cu o repădă și să ne puneți toți oficieri, dar să fie prea atât. Te rog să nu vorbim niciodată de asemenea lucruri. Știi că de când am venit cu Mihailovici, pentru mine viața nu mai are niciun rost. Ți se pare că trăiesc, dar asta nu e decât o aparență. Am jurat că până la moarte n-am să scot doiul și n-am să mă arăt în lume. Ai auzit? Vreau ca umbra lui să vadă când l-a privit. Știu, da, da, știu că am văzut că de multe ori era nedrept cu mine, nemilos și chiar mă înșela. Dar eu îi voi rămâne fidelă și am să-i arăt, și am să-i arăt eu cum știu eu să iubesc. Vreau să vorbiți așa mai bine, ați folosit să se facă la drăsură pe Tobi sau pe Uriaș. Tobi, Tobi, nu că ți aduce aminte de mult îl iubea pe Tobi? Să-i se beau porții Tobi. Vino, Tobi. Cine-o fi? Să spui că nu primești pe nimeni. Vino, Tobi. Hai să vezi, Nicola, cum știu eu să iubești și să iert. Părinte, părinte, îmi cineva de dumneavoastră vrea să le vadă. Nu i-ai spus că de când am gândit să zic, nu mai primesc pe nimeni. I-a spus, dar a spus că are foarte, ceva foarte important să vă spună. Nu primesc. I-a spus, dar a jurat și a intrat dreptul sufragerie. Bine, primește. Ce bădărea nu am fi și asta. Ce oameni nesuferiți. Ce vor de la mine. De ce nu tulbură în liniștea? Nu zău, cred că trebuie să mă retrag. Da, da, călugării. Te-o bine, tu să trăgănești cam multe. Măcar, bătrân! Am onoarea să mă prezint doamnelor bătrâni de artilerie cu retrage și moșier, minori Stepanul Bisiru. Sunt nevoie să vă duc pe o chestiune foarte urgentă. Ce doriți? Vă păsat-o dumneavoastră sărăși pe care mi-a rămas dat-o pe... care am avut onoarea să-l cunosc, mi-a rămas dat-o pe 2.1202. Mâine fiind scadență și atunci plăți la banca acasă, vă rog doamnă să-mi plătiți banii de-a. 1200? Ce vă datorați să spuneți acești bani? Pentru că vă duc cumpărați la mine. Oh, nu. Luca, nu-i peste de emoție, dublă, domnule. Desigur că am să vă plătesc dacă spuneți că Nicolae Mihailovici vă datorați acești bani. Dar că astăzi, iertați-mă, dar nu pot să vi dau. Oi, mâine, când se va întoarce, am văzut la primul de la oraș, am să-i dau un timp să vă plătească. Plus de asta, astăzi sunt 7 luni de la moartea fiului meu și nu mai sunt deloc dispus să mă ocup de chestiuni financiare. Dar nici eu nu sunt dispus ca să mi se scoată moșiala mesal, ceea ce vă asigur că se va întâmpla dacă nu vei plăti procentele. Poi mine, vă veți primi banii. Dar mi-e întreb banii astăzi, nu poi mine. Iertați-mă, dar astăzi nu pot să-mi dau. Ele nu pot să aștept până poi mine. Ce pot să fac dacă nu iau? Așadar, nu-mi plătiți? Nu pot. Ăsta e ultimul dumneavoastră cuvânt? Da, ultimul. Ultimul? Sigur? Sigur. Mulțumesc. Am luat. Păi cum să-ți păstrezi calmul? Venind în coace, m-am întâlnit cu perceptorul care m-a întrebat. De ce ești mereu supărat, Grigore Stepanului? Păi, cum să nu fiu supărat? Am o nevoie cumplită de bani. Am alergat de dimineață cu noaptea în cap. Am fost plătit toți debitorii mei, dar niciunul nu vrea să plătească datoriile. Am alergat ca un ogar. Am dormit pe unde am apucat. Și în cele din urmă am ajuns aici, cu speranța să-mi găsesc bani. Și în schimb îi vezi de proastă anumită la dispoziție. Păi cum să nu mă supăr? Mi se pare că a vorbit destul de limpede. Când se va întoarce administratorul de la oraș, asta vă plătesc. Mi-am venit la dumneavoastră, domnul administrator. Ce dracu am venit! Iertați-mă, stimate domn, dar nu sunt deloc obișnuită cu un asemenea ton și nici cu un asemenea expresie. Nici nu vreau să mă mai ascult. Ia te uite, prost dispusă. 7 luni de când i-a murit bărbatul, iar eu trebuie să-mi plătesc procentele. Vă întreb, trebuie să-mi plătesc procentele. Ei a murit bărbatul. E prost dispusă și câte și mai câte. El ce să fac? Să mă nasc banul acel să nu mă prindă creditorii? Să mă dau capul de pereți? Am fost la cruz de... noi acasă. Iar Roșevici s-a ascuns. Cucurița m-a încertat, era cât taci și să-l arunc pe fereastră. M-a zut-o bolnav de coleră. Iar dumneavoastră e prost dispusă. Niciuna din canalele astea nu vrea să plătească. Și asta pentru că sunt o cârpă. Mă pot cu ei cu mănuși. Sunt un prost, am nimica toate. Lasă, vă arăt eu. Nu vă mai las să vă bate joc de mine. La var dracu să vă ia! Astăzi sunt furios. Trebuie tot de fuie. Mă cu capiția la Dumnezeu, mănuși. Bătrâne! Ei, bătrâne! Ce vreți? Adu-mi pahar cu apă.
Ce logică mai fi și asta? Un om are nevoie cumplită de bani. Ea nu scuțit până la os, iar noi, mă rog, nu e dispusă să se ocupe cu chestii zonești. Logica femeiască, ce vreți? De-aia nu mai propun niciodată să vorbesc cu femeile. Mai degrabă așa cum putem pe grup pulvere decât să vorbesc cu femeile. Nu trec fiori. Am trebuit să din semn de fusta asta. Îmi vine să urlu. Ieși afară. E bolnavă și nu primește. Nu e nimic. Poți să nu mă primești. O să fii bolnav o săptămână, am să stau aici o săptămână. O să fii bolnav un an, am să stau aici un an. O să primești ce mi se cuvine, scumpete. Nu mă mai impresionează pe mine nici ochea de domnul, nici rofițele în obraj. Nu? Cunoaștem noi toate astea. Da. Urâtă treabă. Nu atât trecut am primit prost. Pe lângă toate astea, hop și fusta asta cu proastă dispoziție. Mă dore cap. Ce ar fi să beau puțin în vodcă? Să cer. Bătrâne! Ei, bătrâne! Ce doriți? Adu-mi pahar cu vodcă. N-am ce zice, bine mai arăt, nepieptărat, nespălat, prăfuit. Cizmele pline de noroi, te pomenești că doamna mă l-a trecut în lac. N-am ce zice, cam necorticos intri într-un salon în halul ăsta. Dar eu nu sunt un musafir, sunt un creditor. Și pentru creditor, știu că dar nu e obligatorie. Am grăbat de vie pe bancă pereți și dorul îi vei purta până la moarte.
Doriu, nu înțeleg de cine mă luați. De parcă n-aș ști ce înseamnă mascarada asta cu Doriu. Și pentru ce v-ați îngropat frumusețea între patru pereți? Cred și eu, e atât de poetic, plin de mister. Dacă vreun poet sau vreun ofițer ar trece prin fața acolo dumneavoastră, nu s-ar putea ține să nu spună. Aici stă ciudata Tamara, care din dragoste pentru soțul ei și-a îngropat frumusețea între patru pereți. Cunoaștem toate astea. Cum vă permite să vorbiți în felul acesta? Îngropată de vie, dar... Văd că n-am citat să vă pudrați. Cum vă permiteți? Dați-mi voi, vă rog să nu țipați la mine. Dați-mi voi să spun lucrurile pe lume. Nu sunt femeie și sunt obișnuit să vorbesc pe șleapă, așa că vă rog să nu țipați. Nu eu, ți-l dumneavoastră țipați. Vă rog, lăsați-mă în pace. Dați-mi bani și plec. Nu, nu vi mai dau. Vă o să-mi dați. Nu vreau să vă mai dau niciun bani. Scutiți-mă, vă rog, de prezența dumneavoastră. N-am plăcerea să vă fiu nici soț și nici logonic, așa că vă rog să mă scutiți de cine. Mie nu-mi place ele. Văd că v-ați așezat. Da. Nu vorbesc cu obraznicii. N-aveți de cum plecați? Nu? Nu. Bine. Luca! Luca! Luca, dă-l afară pe domnul. Domnule, vă rog să binevoiți și eu fac să fie. Cine crezi că vorbești? Gura! Imediat te fac pe ftie! Cu atât rău, să-i... Mi-e rău. Ah. Unde-i Dașa, Dașa, Pelagia, Dașa? Nu-i nimeni acasă, s-au dus toate la mine. Vă rog să ieșiți! Vă rog să fiți mai politicoasă. Sunteți un oșic, un brut, un monstru! Poftim? Ce a spus? A spus că sunteți un urs, o brută, monstru! Dați-mi voi, cu ce drept credeți mă insultați? Da, vă insult. Ei și ce credeți, mi-e frică? Și dumneavoastră ce credeți? Pentru că sunteți o ființă poetică, aveți tot dreptul să insultați un bărbat fără să fiți pedepsită? Da? Vă provoc la duel! Doamne Sfinte! Cu pistolul! Și dumneavoastră ce credeți? Dacă aveți pulți dragi și cea cu pitaul, vă spăimântați? La duel! Nu permit nimănui să mă insulte! Bine, mă duc îndată să duc pistoarele. Soțul meu mi-a lăsat destule pistoare. Am să omor ca pe un pui de găină. Plus, băieți, am nu știu nici că ți-e sentimental. Pentru mine nu mai există tot cu cimașe. Băierele, tătucule, fie-ți milă de lui, pleacă! Tocmai asta este principiul de realitate între tot. Am să trag în ea din principiu. Ce femeie, luam ar dracu, am să vă trag un rote încăpățână. Ce femeie, se roșit să o chistăruceau. Accepta provocarea. Pe cuvântul meu că e prima oară când îmi spuneți cu asemenea femeie. Puierele, tătucule, pleacă, fieți milă de un biet bătrân. Ne-ați băgat în sperieți, acum vreți să ocupați și duel? Asta, femeie, nu e o milă. Spirit, foc, dinamită, îți și par rău să o omori. Începe să-mi placă femeia asta. Serios. Mi-a trecut până și furia. Sunt pe care să ieși datoria. Minunată femeie. Iată pistoarele, dar înainte să ne batem, arătați vă rog cum se folosesc. N-am ținut în viața mea pistolul. Doamne Sfinte, o rădești de mine. M-a dus să chem pe vizitiu și pe grădă. Vedeți, doamnă, există mai multe feluri de pistoare. Pistoare speciale pentru duel, Mortimer. Acestea sunt sistem Beretta, cu trei țevi, cu extractor, cu percuție centrală, minunate pistoare. Pistolul se ține așa. Așa. Da, capul puțin pe spate, brațul întins și cu degețelul acela apăsați pe trăgat și gata. Bine, bine, dar totuși locul că nu-i merit să tragem în cameră, să mergem în grădină. Să mergem, dar vă avertizez că o să trag în aer. Cum? De ce? Fiindcă e treaba mea, de ce? Aaa, vă e frică? Nu, domnule, nu vă dați în lături. Nu mă liniște cum vă goreți fruntea că vă urmă la da, domnule, mi-e frică. Niciună, de ce nu vreți să ne bate? Fiindcă îmi placeți. Îi plac, care îndrăzgarea să spună că îi plac? Poftim. Ascultați-mă, mai sunteți supărată. Și eu am fost nervos, dar cum să vă explic? Ce vina mea dacă îmi place, să știți, îmi place, sunt aproape îndrăgostit. Plecați, vă urăsc! Nu mai înțeleg nimic. Am fost în cursă ca un șoarece. Plecați sau trag? Trageți. Dar mai întâi, gândiți-vă bine și luați o hotărâre imediat, că altfel plec de aici și nu ne mai întâlnim niciodată. Sunt nou, mă trag dintr-o familie onorabilă. Sunt
stăm cinstit. Trag, am venit la numai de 10.000 de rube. Trag într-o monedă aruncată în aer, fără greș. Am o regret de cai de la astăzi. Vrei să fii soția mea? Vreau. Să ne batem în duel. Nu mai înțeleg nimic. Luca, apă! Să ne duelăm! Am părăsit 12 femei. 9 m-au părăsit ele pe mine, dar pe niciuna n-am văzut toate. Stau în genunchi ca un prost și mă cer mâna. Da sau nu? Stați, nu plecați! Da. Sau nu! Nu plecați! Sau nu, stați! Nu plecați, vă urăsc! Dacă știi că mă doare mai din cauza pistolului ăsta, ce mai stați plecați? Adică? Da, plecați! Sau nu, în control, nu plecați! În control! Nu vă apropie. Sceneta Gaițele de Alexandru Chirițescu, în interpretarea trupei Miraj de la Școala Gimnazială Dimitrie Sturza din Tecuci, profesorul coordonator, doamna Claudia Ghica. Miraj! Voi, cu scrisoarele voastre! Cum? Ale noastre?
Nu face pe tâmpitul, că nu știu ce s-o spune. Tâmpitești tu! Porcule! Măgarule! Sau și atache! Fiți cu judecată, dragi mamei! Se poate să vă iasă asemenea vorbe din gură? Cine primește pe tine căzătură? Stai la locul tău, cotoranță! Iatache, nu ți-e rușine? Mă faci tu pe mine căzătură? Eu cotoranță? Nu țipa la el! Țipa la mine! Că te-a făcut! Tu? Și mă și spală cu graznicul! Am vins-o! Dar potolește-i lumea ta! Cum poate să speri să se despelească halul ăsta? Lasă, frate, că suntem o familie! Se făcuse ca o angel cu o șară bărbatul tău! Toți bărbații își înșeală nevestele. Așa vorbești, mămiță? Vă să zic că dumneata admiți ca bărbatul să-și înșele nevastă? Admit. Bărbatul fără inimbovnică, ca pestia fără usturoi. Cum să le zic de mama ta? N-am ce zice. Ce are de-a face una cu alta? Ai nebunit și tu? Ia, Nache, să nu fii mitocan și prost crescut. Ce? Fiindcă ești familia ta, mă insus pe mine? Cușoa, triplă cușoa. Lasă pe țele te uții acasă! Da, eu știu o vorbă. Bărbatul să fie fătat, nu ori! Parcă pe mine nu mă înșela tarte. Dumnezeu să fie. Nu mai noi ce știu. Și acum spui, după ce a murit, avea una la strehaia. Când îl căutai, o ștergea la strehaia. Zicea că are afaceri. Afaceri ochelate și sprâncenate. Și o am în laudarea cum Dumnezeu îmi zice. Laudare. Mersi, învățat-o. Da, fă-mă, nu cred că am jucat, mă țurea o șofer. Uite-o! Ia e! Singura vinovată! Mizerabilo! Criminalo! Tu ai omorât-o! Băi, ți-o dreptate! Ce te uiți așa? Tu! Ia-ți-mă! Tu! Ca să te faci băgavă că știi tot! Și știi tot! Că nu este nimic pe lumea asta fără de tine! N-ai venit tu să ne spui de niște scrisori de-a lui Mircea către Vanda? E o mie de ați întrăit că habar n-avea. Mami, cum te era de remușcare ce-ai făcut? Cum îți mai tihnește bucătura pe care o bagi în gură? Când te-au găsit sfoara noaptea, îmi vine să te strâng de gât! Ce? Mai știi sfoare? Sfoare? Mai gândi să te trebuie la casa! E sfoare, ești, faci să sfoare! Faci... Ima! Ia dumal! E repede mei! Nebun! Și țigată! Ia uite! Putor! Șamă! Țigan crezi tu, așa ține-ți bubare! Maică, precisă, unul mai nebun ca altul, Ianache! Pentru numele lui Dumnezeu! Ridic-o, ce faci? Lasă că-i arăt eu! Mamiță, lasă, dacă mai rămânem aici... Haide, frate, de mine, mă iei! Să eu, iau înainte, ca să nu mă întâlnim. Nenu, să nu bocești în biserică, uite acolo de afară. Și o să zică lumea de tine, coleg. Dacă era cineva din neamul tău, te fofolea e hoară până în călcâie! Să spui în automobil jos și m-am mâncat de pe adeuța, că eu tot n-am. Da, ce ți-a? Ne-ai scutat cu gura? Dacă nu vă mai tace gura, uitai să pui pălăria! Fraina! Fraina! Eu sunt Fraina! De la școala gimnazială Vasile Alexandri din Roma. Vor prezenta sceneta Cărțile cu Apolodor, de genul Naum, profesor coordonator doamna Laura Ciobanu. Prietenii lui Apolodor! Ceva, locul și lor, în orice caz,
vechea gărjă și, înclinându-se ușor pe fața lui acolo, îi dă mintre cotocale, o pungă plină cu mitare și îi spuse cu sfială. Ia lesuri, toate, toate ale tale. Și acolo, aceeași manușită, se bată asta fără frică, dar cu sfială și mai multă, îl întrebă cum se încrește. Ca o și ce persoană frică, vorbea firește, românește. Și era acolo domn. Și atunci, șoptii, roșindu-se ușor, dar fără urmă de sfială. Deși sunt încă foarte mică, abia la toamnă de la școală. Nu am decât un singur dor, să fiu soție de tenor. Deci, dacă dragoste există și dacă nu dorești cumva să vezi o mai mică listă, aș vrea să fiu soția ta. Și i-a răspuns Apolodor. N-aveam de gând să mă însoartea, fiindcă dragostea există și mi-ar fi plăcut nici mie să văd o mai mică listă, sunt gata pentru cununie. Acum, ca doi copii cu ce vor să facă totul bine. S-au dus și ei, cum se cuvine, să ceară voie la pământ. Și tata, domnul cimpanziu, ar fi între o persoană cultă, deși se exprima ca drept, ar fi. Fetița mea, ascultă, un sfat de tată iubitor. Știi că stimezi nespus de mult profesiunea de tenor. Aș pentru muzică un cult. Visa pentru că aveam un an să ajung și eu măcar sopran. Îmi place și acolo doar și nu mă pot ca un tiran, căci nu prea sunt din fire. Și aș putea fi de acord, dar dânsul, după câte au luat, venind în pace din frumos, se duce către pământ. Și acolo e un gest cumplit, nu-i cu putință, n-ai să reziști. Vrei să te am pe conștiință? De aceea n-am să te însor. Pe urmă, doamna cimpanzeu, gândind ca mamă și femeie, găsi pisare să mă fie. Eu, dragii mei, nu pot să spun decât atâta. Mă bucur. Apoi, ca doi copii cum zice ce vor să facă totul bine, au ascultat cum se cuvine de sfatul stâmpilor tăi și a plecat acolo și a rămas cu o mărit o față mică mai mică. Un fragment din piesa Steaua fără nume de Mihail Sebastian va fi interpretat de trupa pe scenă de la școala gimnazială Calistrat Bogaș, Roma. Profesor coordonator, doamna Ramona Cazacu și doamna Basilica Aungurenci. Pe scenă! Alo? Da? Mi-am întâlnit. Salut!
Automotorul ăsta este un scandal. De când l-au pus în circulație, nu mai am liniște în vârstul superior. Toate fetele și-au pierdut capul. Și nici măcar nu oprește la noi. Ce ar mai fi dacă ar opri? Să oprească? N-avem nevoie, nu ne trebuie. Tren de lux, domnișoară cu bună, o să uite la noi. Tren de pierzanie, plin de jucători de râde și femei ușoare. Asta așa zic și eu. Și miroase a parfum când trece. Nu știu a ce miroase, dar într-un oraș cum se cade, n-ar trebui să se permită. Le-a spune să treacă noaptea și cu crevelele trase. Ba, eu trebuie să spun, îmi pare rău, nu văd cum îmi trece pe înaintea ochilor. Și eu stau cu mâna la chipiu. Stai cu mâna la chipiu? Ce să fac? Regulamentul. N-a dat Dumnezeu o iarnă grea cu zăpadă mare. Să se pornulească pe aici, pe la noi. Le-aș sta pe toți jos din tren, le-aș pune lopata în mână și aș pune să curețe linii. Da, da, așa le-a trebuit. Ai mare dreptate. Ehe, câte de astea am văzut eu. Lucram pe la Ghidulești, pe linia Făurei, acum vreo 20 de ani. Linie inundabilă. Ei, și într-o toamnă, cam prin noiembrie, ia uite că vine. Zanfirescu, stai pe loc, Zanfirescu, ia viraj de mișoare. Mai aproape, mai aproape, n-ați? Prin urmare, de-astea mi-ești dumneata? Aici îți faci dumneata veacul, la gara ai la gara. Îmi taci? Într-un altul, n-ați? Ce cauți aici? Taci! Ce cauți aici? Taci, mă rog, cito, să ne audă vorbă, unde ți-e numărul? Da, numărul, te faci că nu știi ce număr ai. Și unde e? Te-ai prins în cop, Zanfirescu. Numărul 218, l-ai prins în cop. Taci! Ce? Taci! Și de când poți să-mi atac armelor pe oreche și șorțele pe talie? Unde te trezești? La val? Pardon. Stai, domnule, stai să vezi cu ochii dumitare. S-a întâmplat ceva? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Mă mai întreb ce s-a întâmplat? Adineaul a trecut automotorul și am prins-o pe dumneai pe peron. Chiar pe peron? Poate că n-a știut. Să vedem, domnule profesor. N-a știut? Cum n-a știut, Zanfirescu? N-a pus afiș la școală negru pe alb? Nu l-a copiat pe caiet de 75 de ori? Nu l-ați învățat pe din afară în ora de educație? Ce scrie în afiș, Zanfirescu? În cursul inferior și mai ales în cursul superior. Dar mai ales? Ce vă vreau ca să mă fie? Taci! Dacă îmi trebuie, lasă să răspundă! Să răspundă! Ce să răspundă? Ce cauți aici? De ce ai venit? Este mare, este portul, de comunicare, de părtare. Ce de părtare, domnule? Este
da pleca, de ce să pleci? Unde să pleci? În altă parte, în altă lume. Domnule profesor, dacă acestea sunt lecțiile pe care dumneata le dai elevelor, în orele dumitare, atunci să-mi dai dă-mi voie să-ți spun... Personalul! Vine personalul! Vine! A avut dumneata cu necunoscutul, depărtarea. Și acum, ultimul moment, trupa ghidușii de la școala gimnazială Vasile Alexandrii din Roman, sub îndrumarea doamnei Tania Simeria Maria, vor prezenta scenita Cei mai mari mincinoși. Ghiducii! Și nu te-ai dat așezut, tu îți crezi că stă pe motoare vreo două luni. Ți s-o fi făcut
seritile cărnare. Oho, m-ai dat gata, domn baron. Cu asemenea răzbutii, zău că ești primul mincinos. Mai vedeam, e baron. Baronul von Neuhauser. Ce înseamnă? Minciună în german, her. Cu cine am urmat? Nastrati, foge. Turcalete? Musulman. Cine-ți neciopințiește, her? Bătară, nevastă de-a păcălăia și cândală. Allah, așa doar ca voi n-am mai văzut. Culintele de un cos plătit cu cascala face cei cu voi moșicilor. Eu mi-s păcălă, că-că. Eu mi-s păcăloarea, hi-hi. Eu mi-s cândală, că-că. Că-că, hi-hi-hi. Eu mi-s nastratin fugă. Eu mi-s baronul von Neuhauser, stabilit la Hanovra, care am călătorit în lumea întreagă. Participant la fantastice pățenii dumneavoastră și de război. Românașilor, voi sunteți oamenii locului, adică de la noi. De ce ați interesat atâta? O venit din depărtări noastră, că nu vă dați doar în niciună. Ce s-a întâmplat? Adevărat, noi suntem de aici, dar am călătorit de dimineață mii de kilometri, pe ne ieșim în bariu cot. Mii de kilometri? Nu înțeleg. Eu am priceput așa, că trebuie să le iau pe nastratin din lumea musulmanilor, pe dombarul din lumea germanilor. Și ce ați făcut? M-a apărit și un avion invizibil american și am zburat la Ankara, dar nu l-am găsit pe Nastrafin. Apoi la Bagdad, nici acolo n-am dat de el, era război, nu șapte. Fără pe care le-am Teheran, nici la Marea Caspică, nici. Când veneam cu avionul invizibil spre patrie, am văzut un nebun călare pe măgar, iar măgarul călare pe covor magic. Am zis că am vedenii. Pe adevărat, pe măgar să te-am eu, Nastrafin. Bine că nu ne e de Europa, niște mincinoși. Eu am zburat la Hanovra, dar nu l-am găsit pe domn baron. Eram în Orient, la expres, la 33-a fructură. Așa că avionul invizibil m-a lăsat la aeroportul Mihail Coganiceanu. Și de acolo, cu muiere și tendala, m-a lucrat în coace, la întâlnire. Cum? Doamna Păcălăia și tendala au venit cu tine? Sigur că da, băieți. Cum va de tendala? Ca o nu m-a primit în invizibil. Așa că m-a prefăcut în poliție și m-a băgat în imperele din păcare. Iar eu m-am prefăcut în pătrâncă și m-am mișat în pălăria bătratului meu, Coleasa. Mai mari mințioși ca voi nu sunt în lumea întreagă. Acum, fiecare să-mi ziceți când v-ați născut, păcală? Împlinesc azi 200 de ani de viață. Nevastă mea păcăloaie cu 5 ani mai mari, așa-i? Adevărat, l-am văzut lumina zilei la Păcreaca, acum 205 ani. Oho, sunteți cei mai bătrâni oameni din lume. O să vă trec în rata recordurilor. Pardon, băie! Eu, Tândal, împlinesc 211 ani de viață de când m-am născut în vorbă. Așa, că sunt cel mai bătrân și vreau premii de naționale. Her, nu mă știu, n-am făcut țară. Eu, baronul von Neuhauser, stabilit la Hanovra, după campania contra turcilor, m-am născut în 1720 și am 296 de ani de viață. Am acte în buzunar, priviți. Mamă, mamă, dacă e cel mai bătrân, se dă lapte de capră a dracului baronului. Deschide, barane, gura, să văd câte fasole ne țești, Maia. Atunci, să declarăm cel mai longeviv. Oprește, băieți! Iar pe aici, bergame, mărieme, care te vedește pe aici. Păi, mă, sunea stradin, cu treabă, bine s-a făcut. 810 ani de viață. Iată, am născut în 1206, într-o cărușă de zi. Îmi spunea că lumea lui timpul de încerică. Clar că lumina soarelui, Nastrafin e cel mai bătrân. 810 ani? Să-i spui lumutul. E o minciună zogonată. Cine a mai văzut ca nu o să trăiască o viață? Zii și tu, barone. Ba, e posibil păcat. Te îndăiești că eu, baronul von Neuhauser, am 296 de ani de viață? Să crezi, tu ești îndară, n-am al 211 ani de viață. Să eu păcăloare, că n-am 205 ani. Eu păcăle știu că am 200 de ani de viață. Nu mai merg de vârsta voastră. Se mai îndoi și cineva? Nu! Noi, frate, străim 1000 de ani ca comești. Atunci vă trec pe toți isteților în cartea recordurilor la capitol cei mai mari mincinoși din lume și din univers. Minții de ghiațate, cei mai mari mincinoși! Mincinoși! Mulțumim pentru participarea tuturor concurenților și felicitări și acum să vedem premierea. Juriul se reflectă pentru deliberări, că în scurt timp va avea loc festivitatea de premiere. Distinși invitați, stimați colegi, profesori de limba și literatura română, dragi elevi, stimați și dragi reprezentanți ai presei, mă bucur că
Iată, suntem la a cincea ediție a festivalului organizat de inimoșii oameni mari ai școlii gimnaziale Basile Alexandrii din Roma. Mulțumim pentru că această a cincea ediție a fost posibilă, pe de o parte, organizatorilor, doamna directoare Maria Cambău, doamna profesoară de limba și literatura română Liliana Moldoveanu, ceilalți profesori de limba și literatura română din catedra de la Școala Gimnazială Basile Alexandrie Roman și tuturor oamenilor mari și oamenilor mici de la Școala Basile Alexandrie Roman. Mulțumim în egală măsură vouă, dragi elevi participanți, actori, unii dintre voi în adevăratul înțeles al cuvântului, unii actori în devenire, pentru ceea ce ați făcut astăzi pe scena Casei de Cultură. Pentru că eu știu, am învățat pe vremea când eram de vârsta voastră, dragi elevi, că lucrurile temeinice se fac în egală măsură cu ascuțimea minții și cu colțul inimii. Iar prea plinul pe care l-ați revărsat în fața noastră de pe această scenă micuță este dovada faptului că ați învățat foarte bine de la profesorii voștri lecția conform căreia lucrurile temeinice se fac cu ascuțimea minții și cu colțul inimii. Așadar, eu cred că această a cincea ediție este în măsură să definească preocuparea pentru teatru pe care am remarcat-o la colegii mei, profesori de limba și literatura română din județul Neamț, dar iată și din județul Galați, pentru că partenerii din Galați sunt statornici într-o dragoste pentru teatru și în acest an n-au putut refuza invitația de a participa la această a cincea ediție a Festivalului de Teatru. Acum 5 ani, tot în acest loc, ne întâlneam cu alte echipe de teatru. Unii dintre voi v-ați regăsit la această a cincea ediție, alții ați crescut cu fiecare ediție și ați demonstrat că teatru este la îndemâna voastră, este în sufletul vostru, îl purtați în gândul vostru în fiecare zi. Și cum orice istorisire trebuie să aibă un sfârșit, sfârșitul întâmplării frumoase de astăzi, a poveștii de suflet pe care împreună cu profesorii voștri ați scris-o și ați recitat-o pe această scenă, se apropie de momentul ei ultim. Au fost participări valoroase, pe de o parte, interpreții de monolog au demonstrat că tot ceea ce se întâmplă în acest spațiu al scenei, cumva monologul are o poziție privilegiată. Apoi, secțiunea scenetă a evidențiat talentul real al celor mai mulți dintre voi. Vă felicit deopotrivă pe voi, dragi elevi, care veți auzi numele și veți fi premiați. Vă felicit pe dumneavoastră, stimați colegi, care ați contribuit la reușita acestei ediții a cincea. Vă felicit și pe dumneavoastră, stimați organizatori, care ați demonstrat cu prisosință că lecțiile se fac pentru a fi temeinice
și cu ascuțimea minții și cu colțul inimii. Așadar, felicitări tuturor, iar eu mă bucur că am fost aici, în mijlocul vostru, alături de voi, dragi elevi, care ați probat că sunteți mai mult decât talentați. Unii dintre voi, așa cum spuneam, actori adevărați, alții actori în devenire. Vă mulțumesc, vă felicit încă o dată și vă doresc succes în continuare. Vă invit pe scenă lângă mine pe doamna directoare Maria Campău pentru a mâna premiile la secțiunea Monolog. Cred că sunt în asentimentul voastră și a colegilor mei să mulțumim în primul rând domnului inspector, profesor Pânzei Gheorghe, pentru că ne-a încurajat și ne-a cerut să continuăm de la prim. A contat foarte mult, am știut de fiecare dată că avem alături. Mulțumim pentru sprijin, mulțumim pentru faptul că ne-ați dat sfaturi, n-ați fost foarte îngăduitor, ați apreciat chiar și la masa jurului, când e de bine și când mai trebuie. Vă doresc multă sănătate și succes în continuare și promitem școala 1 va continua și cu a 6-a ediție. Colegii mine merită apoi să scurtă școala. Vă doresc succes acestui festival. Din ce în ce mai buni, unii din ce în ce mai tineri, pentru că ați avut emoțiile unui început. Dar nu veți renunța, sunt convins. Copii buni, copii talentați, cu în spate cu colegi, profesori, inimoși și cu părinți asemenea. Premiul al treilea la secțiunea Monolog, Miruna Sobek, Școala Gimnazială Vasile Alexandri, Romi. Emoțiile tale vor fi constructive. Premiul al treilea, Monolog, Ioana Tatiana Andreea, Școala Gimnazială Nicolae Apostol, Ruginoasă. Premiul al doilea, secțiunea Monolog, Rebecca Mihoc, Școala Gimnazială Vasile Alexandru, Roma. Sunt copii la prima ieșire pe scenă și e mare lucru pentru ce au făcut. Premiul întâi, secțiunea Monolog, Minola Nechifor. Felicitări! Succes în continuare, să te menții. Aduc în minte. Diploma trebuie să vezi ce am fac. Scrieți ce ne... Și de asemenea, premiul întâi și nu în ordinea crescătoare a prestanței, Diana Grumezescu. Felicitări tuturor participanților la secțiunea aceasta și nu numai. Dau cuvântul la inspector. Am un cuvânt de suflet de răspit la adresa colegilor mei, profesor de limba și literatura română și nu numai, care lucrează în presa românășcană. De fiecare dată, când vin la Roma, mă simt ca acasă. Și știți de ce, dragi copii? Pentru că aici niște profesioniști, profesori de limba și literatura română și spuneam nu numai, duc mai departe zvonul frumos pe care l-ați rostit voi pe această scenă. Altfel spus, se fac ecouri ale mesajelor rostite aici pe scenă și pentru cei de acasă.
Vă mulțumesc, dragi prieteni, din presa romășcană. Dar simplu, eu cred că ar trebui să-și aplaudăm lucrul acesta. Voi să prezint premianții secțiunii scheletă. Premiul al treilea la secțiunea scheletă a fost adjudecat de trupa de teatru prietenii lui Apolodor de la școala gimnazială Vasile Alexandrii Roman, profesor coordonator Laura Ciobanu. Tot premiul al treilea la secțiunea scenetă se acordă trupei de teatru Ghidușii de la școala gimnazială Vasile Alexandrii din Roman, profesor coordonator Maria Tania Sineria. Premiul al doilea la secțiunea scenetă se acordă echipei de teatru pe scenă de la școala gimnazială Calistrat Pocaș, Roman. Profesorul coordonator al îngrijirii Vasilii și Ramona Cazacu. Tot premiul al doilea se acordă scenetei Generația 21 de la școala gimnazială Mihai Eminescu din Roman, profesor coordonator Ana Maria Băietanu. Este vorba de prima scenetă interpretată de echipa Generația 21. Premiul al doilea la secțiunea scenetă se acordă ex aequo echipei de teatru Cipa Junior, de la liceul cu program sportiv Piatra Neamț, profesor coordonator Mădălina Vornicu. Tot premiul al doilea se acordă scenetei interpretată de echipa de teatru de la școala gimnazială Calistrat Fogaș, a Ungurencii, cred că da, de două ori a fost scris, pentru ambele persoane. Pentru ambele persoane, da. Premiul întâi se acordă scenetei interpretată de echipa de teatru Miraj de la școala gimnazială Dimitrie Sturza, trecut județul Galați, profesor coordonator Claudia Ghica. Tot premiul întâi se acordă scenete interpretată de echipa de teatru Alcar de la școala gimnazială Vasile Alexandrii din Roma. Profesor coordonator Liliana Moldoveanu. Vă felicit. Și de asemenea, premiul întâi se acordă scenetei interpretate de Generația 21 de la școala gimnazială. Este vorba de cea de-a doua scenetă. O dată pentru prestația deosebită pe care ați probat-o aici, în fața colegilor voștri, în fața profesorilor voștri, în fața noastră, a membrilor juriului și a spectatorilor și deopotrivă în fața presei. Vă felicit pentru că, așa cum vă spuneam, ați scris încă o filă frumoasă din povestea de suflet care se numește Festivalul în lumea teatrului, ediția a 5-a.
Vă mulțumesc!